Operațiunea de salvare are loc chiar la această oră pe vârful Roman, în zona Horezu, acolo unde 22 de turiști, printre care și 9 copii, au rămas blocați pe munte. Stratul de zăpadă este foarte mare în zonă și este imposibil, practic, de a coborî de acolo. Din primele informații, turiștii au mai petrecut revelionul la o cabană de pe vârful Roman, iar astăzi, 3 ianuarie, în jurul orei 9, au cerut ajutor printr-un apel la 112. Oamenii au rămas înzăpeziți în 6 mașini. Vă reamintesc, sunt 22 de turiști, printre care sunt 9 copii. Iar această informație vine în contextul în care salvamontiștii din mai multe județe avertizează în privința riscului de avalanșă. De asemenea, turiștii sunt avertizați să evite sporturile de iarnă, cele care pot provoca avalanșă. Vorbim așadar despre o situație dramatică. Sunt oameni care sunt înzăpeziți cu mașinile, sunt 22 de turiști, printre care și 9 copii. Așteptăm vești din partea salvamontiștilor din Vâlcea.